Bun salutare tuturor, numele meu este Dej și astăzi ne găsim la primul episod în care avem 10.000 de abonați. Foarte bine. Urmează un clip foarte, foarte fain din youtuberii români îmi decid cariera, doar că de data aceasta în FIFA 22. Mai am un clip fix la fel, doar că în FIFA 21. Și haideți băieți să vedem ce alegeri vor face youtuberii noștri. Dacă vă place ideea acestui clip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem 2000 de like-uri la acest videoclip și haideți, la fel ca data trecută, să lăsăm un youtuber să decidă ce echipă o să reconstruim. Te salut, frate Diez. Bă, frate, mersi mult de tot pentru că mi-ai oferit pentru a doua oară șansa să-ți încep o carieră într-un super episod. Și data trecută, din câte țin minte, parcă am ales Borussia Dortmund, dar de data asta... Vă zic sincer, vreau să aleg echipa mea preferată, așadar o să te rog să încep cariera cu Manchester United. Păi în acest caz înseamnă că trebuie să apăsăm pe butonul play și să începem o nouă carieră și sărim direct să facem o carieră în Premier League cu echipa aleasă de Tudor, unde normal vom juca Liga Campionilor cu grupa fix la fel, nu cred că are rost să facem nici măcar o modificare, fără niciun turneu amical, și vedem că aceasta este echipa noastră care arată destul de bine, dar ar merge să primească câteva modificări. Chiar sunt curios care va fi primul transfer. Și mai mult de atât, pentru că am văzut în episoadele tale că poți să modifici jucători, să transferi jucători icons, atât îți arăt, am luat bluza asta special cu Bergambir retro, pentru că vreau să-l transfer la Manchester United, un transfer inedit, n-am mai văzut pe YouTube până acum, pe Gheorghe Hagi, frate. Să joace Cristiano Ronaldo cu Gheorghe Hagi acolo, măcar un sezon să-l păstrezi. Așadar, start carieră, zic, baftă multă și haideți să vedem ce episod iese. Păi dacă Tudor a cerut, noi ce avem de făcut? Iar noi, practic, în acest moment îl avem foarte, foarte frumos, direct pe Gheorghe Hagi, băieți, varianta de 89 cu fața în stânga. Frumos, care poate juca KM, poate juca LM, cu fața în joc, cu tot ce trebuie și cu statusurile pe care le are, cred că este varianta mid acestuia. Dărim direct să negociem contractul cu acesta, care va fi crucial la Manchester United. Vedem că are 19 ani, cred că o să-i dăm undeva la 30 cariera noastră, dacă tot pe acolo avea în varianta lui Prime. Salariul fiind unul destul de mare și imediat, mamă, dar vreau un salariu și mai mare de atât, dar nu contează că imediat... O să-i modific și vârsta. Intrăm puțin la Squad Hub și când ne uităm la cei mai buni jucători, îl vedem pe Cristiano Ronaldo și pe Hagi, pe Gheorghe Hagi, care va primi direct tricoul cu numărul 10, nu ne interesează, am zis că îl fac de 30 de ani. Iar Hagi se pare că este primul nostru transfer și chit că am început foarte, foarte bine și l-avem aici pe marele de car. De data aceasta urmează să fac o mutare de la un YouTuber care sigur o să mă troleze. Salut oameni, salut Diez, felicitări pentru cei 10.000 de abonați. Am venit și eu să stric aici din nou încă o carieră, încă un an, pentru minunatul nostru tovarăș Diez. Știu că faci carieră cu United și m-ai pus să modific eu ceva dacă vreau. Am două lucruri de spus. 1. Știu că multă lume îl iubește pe Cristiano Ronaldo la această echipă, așa că o să vă stric chestia asta. Ronaldo va trebui să plece și în locul lui va veni poate cel mai bun, poate cel mai în formă atacant al momentului în fotbalul mondial, Luke de Jong. Și... un alt lucru pe care aș vrea să-l modific, micuț, dacă se poate, nu știu sigur, mi-a zis că poți să și modezi, habar n-am, dacă poți să schimbi fața antrenorului cu fața lui Ionuț Chirilă. Baftă și mersi de invitație. Păi, din păcate nu pot adăuga fața cuiva care nu se află în FIFA, așa că l-am făcut eu în grabă cât am putut. Ionuț Chirilă este noul antrenor al lui Manchester United și trebuie să mai facem un transfer. Opa, ce să vedeți, Luke de Jong a revenit la Sevilla și trebuie să fie achiziționat. Aș treba doar la troll atâta, la mișto, chit că, da, trebuie să scăpăm de Cristiano Ronaldo și acesta se pare că ajunge la Sevilla, se întoarce în Spania.
Și în locul șeptarului vine un jucător care este sporadic, care ar vrea și un salariu uriaș. Îți dai seama că asta mai trebuie acum. Și practic în acest moment cea mai bună echipă pe care putem să o avem e cam aceasta, cu Hagi și cu De Jong, două mutări extraordinare. Păi băieți, haideți să vedem care este următoarea mutare și sperăm că este una mult mai bună. Salut Diez, felicitări pentru 10.000 de abonați, iar pentru cariera ta vreau să-l iei pe băiatul ăsta, pe Denis Alibek, și să-i dai 99 pace și 99 physical. Te pup și baftă cu clipul. Drăguț, drăguț, înseamnă că o să avem foarte rapid un atacant de rezervă, dacă tot. Totuși, ca să fie treaba frumoasă, chit că nu a vrut nimeni să fac treaba aceasta, o să întreb dacă îl doresc pe Cavani. Pentru că la un schimb și vor un apărător. Tot este bine, mai eliberăm și noi foarte, foarte puțin de lot, dacă tot. Acest jucător va fi sporadic, la fel ca Luke de Jong, la fel un contract de 2 ani, adică se leagă, Luke de Jong este la nivelul lui Denis Alibek, ca să fie totul clar. Un salariu acolo care nu contează, i-am dat ca să fie sănătos. Ca să fie treaba, îi vom da și tricoul, nu că 7, ci 77. Și după ce acestui jucător i-am dat 99 pace și 99 la physical, se pare că nu a crescut foarte, foarte mult, dar vedem acolo 99 cu 99. Iar Denis Alibek se pare că ajunge la un 74 OVR, adică încă nu reușește performanța de a face un card gold. Și haideți băieți, vedem care va fi următoarea mutare la Manchester United. Salut Diez și salut abonaților tăi. M-ai rugat să-ți dau o mutare pentru cariera ta și am găsit o idee foarte bună. Treaba stă în felul următor. Eu zic pe cariera ta să-l aduci pe Yanis Hagi, un tânăr foarte, foarte de succes, dar din păcate n-are atât de mult OVR. Așa că vreau să-i dai lui Yanis Hagi statisticile tatălui său de pe FIFA. Cel mai bun card de pe FIFA, iei statisticile și le pui pe Yanis Hagi. Suntem foarte curioși cum o să se descurce acesta și eu sunt curios pe partea aceasta. Paftă în continuare și bag acolo mare la carieră. Foarte, foarte mișto ideea, iar acum verificând situația, se pare că Gheorghe Hagi are 3 carduri în FIFA 22. Baby Mid, cel pe care l-avem de 89 și Prime de 91 OVR, doar că Sinner n-a specificat care FIFA. Așa că noi vom intra foarte frumos, o să încercăm să-l achiziționăm pe Hagi, dar de data aceasta pe Yanis Hagi. O să încerc la fel cu un schimb, pentru că avem foarte, foarte mulți atacanți. Se pare că putem scăpa de alt jucător. Vine vedeta noastră foarte, foarte rapid la noi. Yanis Hagi, care vrea să fie rotation, adică mai bun decât Luke de Jong, să fie clar și să se înțeleagă care este situația. Și în acest moment o să dăm statisticile cardului Icon de 92 OVR de pe poziția LM din FIFA 21, adică așa va arăta Yanis Hagi, dacă tot culmea mai bun decât tatălui. Din păcate am doar varianta Mid, n-am varianta Prime, dar asta este. Și aici o să-i dăm jucătorului acestuia tricoul cu numărul 7, Hagi, și cu Hagi fiind cei mai buni de la echipă, chiar îl voi trece pe partea aceasta, chit că nu prea are pace, da, ce să vedeți. Echipa noastră începe să arate din ce în ce mai bine și haideți să vedem cine este următorul invitat. Salut tuturor și mersi frumos Diez de invitație, vreau să-mi pun amprenta la această cariera ta și fii atent ce fac acum, mare provocare. Alo, alo, fii atent, eu am 23 de ani și vreau să cumpe cel mai bun jucător român de 23 de ani. Poate fi Darius Solaru, prietenul meu, sau, nu știu, în ce an ești tu, poate o să fie un super jucător. Sper că te-am ajutat și sper că te-am și încurcat în același timp. Că, na, nu m-am gândit la altceva. Puteam să te trolez. Dar nu. Români, 23 de ani, fapt român, 23 de ani și cel mai bun. Îți doresc succes, mersi frumos încă o dată de invitație. Eu te salut, cu deosebire sper. Păi în acest caz o să transfer un nou român la echipă. După cum putem vedea, Darius Solaru, 23 de ani, deci haideți să-l aducem și pe acesta în Premier League. Normal, cu un schimb, ca să fie treaba, încerc veșnicul schimb și vedem. Mamă, Phil Jones, nu putem da o legendă a clubului, îmi pare rău. Poate, de ce nu, îl vor pe Mata. Eu zic că este un jucător numai bun care să vină la FCSB. Doar că nu putem să-l aducem pe acesta. Dăm pe Henderson, măcar pe acesta să-l prea. Măcar pe Henderson. Și portarul, normal că este acceptat. Și-l invit aici foarte frumos.
E o sumă foarte, foarte mare de bani. Un 50.000 doar așa pe săptămână și un 1.000.000 la semnătură. Darius Solaru este noul nostru jucător la Manchester United. Îl trecem rapid ca rezervă și haide să vedem care va fi următoarea modificare aici la echipa lui Ionuț Chirilă. La mulți ani tuturor, un an nou fericit, salut, e salutări băieți, salutări tuturor celor care ne urmăresc. Fii atent combinații la ce m-am gândit. Știi că-s fan Valencia, da? Eu vreau să faci următorul lucru, să-l iei pe Carlos Soler și să-l joci titular. Sunt fan Valencia, Soler îmi place, e un jucător ce crește, așa că eu îți propun asta, să-l iei pe Soler și să-l joci titular. Îți mulțumesc pentru tot, salut băieți, respect și hai să vedem ce faci în cariera asta. Și eu zic că Soler o să fie un jucător important la tine în echipă. Ne umplem ușor, ușor de mijlocaș și îl vom lua pe acesta. Evident trebuie să încercăm cu un schimb ca să mai eliberăm lotul, să dăm posibilitatea jucătorilor care au venit la echipă să joace. Pentru că avem foarte, foarte mulți atacanți, încercăm chiar un schimb cu Martial, de ce nu? Poate îl doresc aceștia pe Martial și vedem că acceptă instant. Tot sporadic, tot pe 5 ani și vedem că acest jucător acceptă să vină la noi. Carlos, care are 81 overe, dar are și potențial, deci cam o să-i fure acolo locul lui Darius Solaru. Cerința a fost ca acest jucător să fie și titular, deci trebuie neapărat să acceptăm provocarea și haideți să vedem care va fi următoarea mutare. Salut, Diez, și mersi frumos pentru invitația de a participa în episodul tău cu carieră. Din ce am înțeles, o să fie Manchester United de echipa. Vreau să-ți zic un transfer și un rating scăzut, de fapt, că ai zis că poți să umbli la statisticile jucătorilor. Vreau să încerc să-l aduci pe Jordan Henderson, capitanul rivalei Liverpool, după retragerea lui Steven Gerrard, și să-i dai lui Cristiano Ronaldo 10 pace, dar trebuie să și joci cu el. Mersi frumos încă o dată și sper să fie un episod cât mai frumos. Da, din păcate ți-a cam luat-o cineva înainte. Nu-l mai avem pe Cristiano Ronaldo, dar na, o să-i dau lui De Jong din 50 pace, o să-i dau lui 10 pace și o să joc cu el ca să fie treaba. Și ca să-ți fac pe plac, trebuie să fac și o mare trădare, dacă tot. Încercând chiar să dau și un schimb, adică dacă tot facem o trădare, hai să o facem ca la carte. Pogba pe căpitanul lui Liverpool, rotation 4 ani și un salariu acolo de 115.000, ca să fie totul bine frumos. Și după cum putem vedea, i-am dat lui banderola de căpitan ca să fie totul mai fun, iar De Jong are 10 pace. Ha, nu-i de ajuns, nu mai zic nimic. Mai avem doar 2 invitați, deci haideți să vedem foarte rapid care sunt ultimele modificări la echipă. Te salut, Diez, și mersi frumos de invitație. Acum vin de la sală, e seară și vreau să vă recomand și vouă să faceți sport, pentru că este foarte, foarte sănătos. Deci, pentru tine am următorul challenge. Vreau să-l cumperi de la FCSB pe Târnovanu, pentru care are un nume similar cu numele meu de familie și vreau să fie portarul echipei tale, deci mult succes acolo la challenge. Ne vom da șansa unui nou jucător de la echipa noastră să ajungă aici. Uite, să dăm oportunitatea acestui portarel ca să fie... Mamă, dar nu mai... Da, o portar acum, de fapt, da. Să încerc cumva, oare la o bandă, n-aș da, la un mijlocaș avem... De fapt, da, de ce nu? Van den Beek. Acceptă, n-acceptă. Aducem măcar pe acesta, dacă tot încercăm cu portarii. Nu prea nu vor, băiți, dacă nu vor, nu vor. Trebuie să acceptăm direct așa doar o sumă de bani. Iar portarelul nostru vine direct pe, cred că, cel mai mic salariu posibil. Nu vine să cred, dar da, un nou român în Premier League. Oricum, mamă, 61 VR. Sperăm să măcar să prindă un singur meci și tot este bine pentru acest portar. Și ultima mutare, băieți, pe care o putem face este de la ultimul nostru invitat și nu cel din urmă. Salut, frate Diez, sunt onorat să apar pentru a doua oară pe acest canal minunat. Felicitări în primul rând pentru 10.000 de abonați, rău tu 50.000, zic și eu, la ce potențial are canalul. Eu zic că e easy. Și acum să trecem la challenge. Lei pe fratele meu Lingardinho, Lingard, casă, îi dai numărul 10. Și vreau să-i faci 99 atributele la finishing, la shooting, adică bang, să dea cotitele alea în vinclu, și la dribbling, frate, ca să driblezi un jucător, bang, cotit în vinclu. Abia aștept să vă ce iese, te pup. Păi, atunci trebuie să schimbăm numărul, îi dăm nouă lui Hagi. Ce să facem? Ca lui Lingardinho să-i dăm tricoul cu numărul 10. Și vedem că dacă îi dăm la shooting și la dribbling 99, la statistici, acesta ajunge la 90 overe. Și pe final vedem aici un frumos triunghi între De Jong, Hagi, Lingard. Hagi foarte, foarte bine
Și haideți să simulăm mai întâi doar prima lună, luna iulie. Suntem aici pe 1 și ca să fie totul mai interesant am reușit să vând câțiva jucători și au mai rămas aceștia care sunt foarte, foarte slabi și haideți să dăm release-uri nelimitate ca să dăm șansa jucătorilor noștri să joace. Doar asta este important, Lolarul nu... Și cu ea, uite așa acestui portar dacă tot, să fie treaba frumoasă, putem să dăm și lui Mata, putem să dăm și lui Greenwood, dacă dorim, avem foarte, foarte mulți jucători. Portarea am terminat, cu mijlocașii am terminat, pe mijloc cred că avem tot ce trebuie, cam mulți jucători cam acum stă să mă gândesc, pe dreapta Cavani, cred că ne descurcăm așa. Mai simulez încă câteva zile ca să fiu sigur că da, uite, niciun bug, nu s-a întâmplat absolut nimic, nu s-a stricat. Practic, când verificăm acum cariera, așa arată echipa noastră, acestea sunt rezervele noastre, cine o juca, o juca și haideți totuși mai întâi să simulăm până pe 1 ianuarie ca să vedem care este treaba. Totuși, în marele debut cu Leeds United scoatem un egal. Am înțeles, hai că... Am început cum trebuie, dacă tot, după care avem o victorie și în ultimul meci din august avem încă o victorie. Hai, poate acela a fost doar un mic ghinion. Cu Arabii un egal, cu Villarreal, bine că în Liga Campionilor reușește acolo echipa noastră să joace. Luăm și în cupă, batem Aston Villa, ne bucurăm. Cu Everton 2-1, cu Leeds United o nouă victorie. Da, cu Young Boys nu puteam scoate altceva decât o victorie, dar cu Liv, dar suntem aproape de realitate. 4-0, nu-mi veni să cred așa ceva. După care scoatem un 2-2 cu City 2-2, victorie, egal și luna decembrie este una groaznică cu foarte, foarte multe partide. Unde avem, se pare, parte de înfrângere cu Atalanta, ce să vedeți, un egal. Hai că am început decembrie, nu se poate mai rău. Victorie cu Newcastle, pierdem cu acea echipă, încă o nouă victorie în cupă, măcar în cupă să facem ceva bun. 4-2, chit că ne-a luat bătaie de la aceeași echipă, nu știu cum se numește, dar vedem acolo înfrângere și victorie. După care victorie în continuare, o să ne oprim puțin, vedem că suntem în semifinale cu Spurs în Carabao Cup, cred. În Premier League suntem pe locul 2 la 2 puncte față de Chelsea, dar la 2 puncte față de City și vedem că apicăm mai departe cu Dortmund, noi reușim să terminăm pe locul 1 la egalitate de puncte. Din câte se pare cu Atalanta, este totul foarte, foarte nice. Foarte puțin o să ne uităm și la statistici, la cele mai multe meciuri. Se pare că, da, 29 de partide pe toate le-a jucat De Gea și el este singurul jucător care a jucat chiar toate meciurile, pe locul 2 fiind Hagi Yannis, de data aceasta cu 28 de apariții. Când ne uităm la cele mai multe goluri, Yannis 14, Lingard 10, Rashford 9, Gheorghe, doar 4, Luke de Jong are și el 2 acolo, cât de cât. Denis Alibek, măcar are și el un gol să fie totul bine primit, iar la pas e tot Hagi, dar Yannis este numărul 1, Gheorghe fiind pe 3, de-abia. Se pare că Cavani și Bailly rămân aici fără contract, dar nu ne interesează, nu o să mai refacem contractele, dar vom simula până aici, până pe data de 10, ca să vedem ce vom scoate cu Dortmund. Dar mai întâi de toate avem un prim match cu Spurs, unde scoatem din păcate doar un egal, dar în FA Cup. Da, este rejucare. Hai, ce mă bucur, trebuia să fie rejucare. Victorie cu Aston Villa, victorie cu West Ham și urmează două meciuri foarte tari cu Liverpool, mai întâi înfrângere în FA Cup și cu Spurs tot înfrângere. Suntem eliminați din ambele cupe. Oricum, ne axăm pe Premier League înseamnă și pe Liga Campionilor, care este totuși mai bine. Mă bucur că s-a întâmplat asta, 4-1 direct. La februarie este una extraordinară pentru noi, doar victorie. Urmează un meci cu rivala City unde scoatem un egal, iar cu Dortmund după care o nouă victorie, foarte, foarte bine. Să vedem că nu aflăm cu cine am picat mai departe. De ce nu putem afla cu cine am picat mai departe? Pac, aflăm acum cu Bayern, de bea cu Bayern, dar bine că scoatem victoria aia blană cu Spurs, victoria aia blană cu Liverpool. În Premier League o ducem extraordinar, un egal cu Bayern, din câte se pare, și după care avem o nouă victorie și am picat mai departe cu Atletico de Madrid. Atletico de Madrid aici în semifinală, din păcate nu cu Cristiano Ronaldo,
1-1 și mai departe, haideți să vedem ce scoate, o nouă victorie, iar marea finală se pare că este cu Real Madrid, meci pe care o să-l jucăm noi ca să fie totul mult mai interesant și sper să vă placă, dacă tot în ultimele partide scoatem foarte frumoasă victorie cu Arsenal, o înfrângere cu Chelsea acolo ca să fie totul perfect, o înfrângere am înțeles. Și ultima noastră partidă cu Crystal Palace este o victorie. Foarte, foarte bine. Deci să avem scurta animație de Liga Campionilor. Ionuț Chirila are nota 66 ca manager la United, nu este problemă. Avem aici celelalte finale, nu ne interesează. Vreau să văd că în Premier League a luat, băieți, titlul la un punct, la un singur punct. Foarte bine a luat Premier League-ul și urmează acum marea finală, un meci obligatoriu, dar obligatoriu jucat cu toți jucătorii pe care i-am transferat. Bine că Fernandes are cartonașul roșu care o să ne ajute treaba aceasta. Bine, toți mai puțin Târnovanu, nu putem, are 64 vere, chiar o să fiu curios să văd dacă a jucat și el vreo ceva. Îl punem aici pe Rashford. Și haideți să vedem cum vom juca. Înseamnă, în loc de frigiderul Maguire, cred că o să-l punem aici pe Henderson. Și se pare că se descurcă cât de cât bine capitanul. Dacă n-avem unde să-l punem, îl vom băga și pe Darius Solaru, care are statistici destul de decente. Pam, pam, pam. Și cred că Denis Alibek va fi rezerva noastră de lux, că nu ne permitem altfel. Deci avem un De Jong de 10 pace, am zis că voi juca cu el. Hagi Lingard, Hagi Olaru, Carlos aici cu Show, cu Henderson, cu Varane, cu Juan Bissaka și cu De Gea. O să fie un meci extraordinar. Iar Realul având echipa clasică cu Hazard, Benzema, Vasquez, Valverde, Modric, Casemiro, Alaba pe stânga cu Mendy, pe centru Militao, Carvajal și Courtois. O să fie un meci superb, de abia aștept. Avem și micul nostru antrenament frumos, Hagi, trimite lui Hagi, Hagi înapoi la Hagi. Foarte, foarte tare și acest mic antrenament. Nu ne interesează de Real Madrid, știm care este vedeta clipului. Jucăm, cred că, nu știu, zici că este stadionul lui Galatasaray. Nu știu dacă este fix acesta. Vedem foarte frumos echipa, Benzema, capitanul, avem și trofeul, iar Henderson... Da, capitan la această echipă, apărarea fiind totuși fix la fel, aproape. Noroc că am băgat un capitan și vedem, noi am avut un parcurs relativ lejer, ce pot să zic. Ne-am întâlnit cu echipele din Germania și haideți, băi, să facem un meci foarte, foarte tare, mai ales cu De Jong, care aleargă. Mulțumesc. Te grăbesc, oare o dau cu lovitură liberă? Da. Casemiro acolo trece, îi trimite lui Modric și apără De Gea, o primă ocazie care se termină foarte lejer. Mulțumim, Carvajal. Ajunge mingea la Yanis, Hagi. Se duce Yanis. Du-te, Hagi. Hagi care o centrează frumos și Luke De Jong. Luke De Jong. Cum putea? Cum putea acesta? Decât cu capul. Luke De Jong, băieți, gol în finala Ligii Campionilor. Mulțumesc, Quick, mulțumesc. Îi trece cumva acolo piciorul, nu contează. Gol direct cu capul, că doar nu poate altfel acest jucător. Bă, n-ai cu, excelent. Trebuia să fac siu, dar nu m-am gândit. Luke De Jong cu primul lui gol în două partide. Vedeți dacă n-aveți încredere în el? Vasquez încearcă să înainteze, ajunge mingea înapoi la acesta, Benzema o atinge, nu-mi dau seama acum și un finez la distanță foarte frumos, Hazard aproape să o gafeze dacă tot. Van Bissaka este pregătit acolo, se o trimită cui? Lui Ionuț Chirilă, că doar cui putea să-i trimită. Am înțeles, dacă tot l-am modificat, dacă tot l-am adăugat, trebuie așa acesta să joace în finală. Haideți să vedem, pasa aia blană, ajunge mingea la Lingardinho, după care la De Jong, De Jong, are 10 pace, dar și 10 la pase, iar Lingard direct în blocaj, din păcate. Am o mică ocazie destul de ridicată, Luka Modric, cu una de la distanță, așteptam să paseze, dar din păcate suntem egalați. 1-1 aici Real Madrid, dar... Bă, eram sigur că o să paseze, așteptam momentul oportun și că încolo a înaintat așa. Puțin cu antăia, nu s-au grăbit. 1-1, băieți. Alaba, foarte, foarte ofensiv, cred că vrea să marcheze din nou. Hagi, încearcă acolo să trimită lui Lingard, dar nu prea reușește. Alaba, nici nu spui că este apărător. La cum stă Peterin, la cum este poziționat de către antrenor. Îmi dau seama, mamă, ce pasă frumoasă, Hazard de posedat. Măcar de el știm că putem trece foarte ușor. Una, am crezut că o dăm lui Olaru. Înaintează nou Yanis Hagi, trece Yanis Hagi. Am încercat tot cu capul, dar nu prea a reușit.
Ajunge mingea la Olaru, Lingard blocat acolo, dar oricum era în offside. Avem totuși pe final și ultima noastră ocazie. O lăsăm frumos, înaintează Carlos, nu prea, îl faultăm acolo pe Alaba și încheiem prima repriză cu stil, cu scorul de 1-1. Dar urmează câteva modificări. O să-l punem pe Yanis ca jucător cămă, iar pe partea dreaptă va fi Denis Alibek. Și vom continua să jucăm fix așa, doar că m-am mai gândit, n-am ce alte schimbări să fac, voi încerca să joc așa, pentru că totuși este scorul de 1-1 și poate cine știe, reușim hat-trick-ul cu Luke. Deci să jucăm foarte calm, băiți. Și o trimitem aici lui Yanis. Yanis Hagi, îl vede pe Lingard, Lingardinho, cu dribbling-ul ăla. Are 99 la șut. Bine, nu a fost piciorul lui bun, am greșit eu când mi-am dat 5 stele cu 5 stele. Nu ne grăbim, excelent aici, Hagi, frumos, haide și cu asistul, mingea este la Carlos, cu un fines și din păcate blocăm, încă șutăm. Nu a ieșit chiar foarte bine faza. Gheorghe Hagi, înaintează Gheorghe, oh, ce fines, Gheorghe, ca pe vremuri, Gheorghe Hagi! Ca la mondial, din aceeași poziție, foarte, foarte frumos. Ce golațu, băi, ce golațu cu jucătorul nostru, Icon, de la o distanță uriașă. Courtois n-a avut nicio șansă. Trebuia să încercăm una cu Gheorghe și în halul ăsta. Ce golațu. Mamă, nu vine să cred. Benzema se pare că înaintează Modric din nou foarte sus. Modric cu un dribbling. Sperăm, mamă, pare de data aceasta Benzema încearcă și el, dacă era de nou gol de la Modric, chiar că mă supăram. Poate nu luam două goluri fix la fel și îl vedem acum pe șeptarul, pe Denis Alibek. Denis se bazează foarte mult pe viteza lui de 99. Denis Alibek, concentrare și Lingard cu capul. Ce ocazie uriașă. Asensio se pare că intră acolo. Să-l vedem, nu reușim nimic. Intră Asensio în locul lui Vasquez. Dar cu toate acestea trebuie să mai facă echipa încă o schimbare, că în marea finală Casemiro se pare că se accidentează destul de grav. Cine? Luke de Jong, băieți, fostul jucător al lui Barcelona. Bă, Luke de Jong, noul Sergio Ramos, cum vreți să-l numiți, nu mă interesează. Luke de Jong și-a făcut treaba, gol marcat, l-a eliminat pe Casemiro. The GOAT. N-ai ce să faci, băieți, cu acest jucător. Una mai departe. Îmi place că Hazardul este titular. O centrare foarte bună la Gheorghe. Bă, nu o zic. Era în offside Gheorghița nostru. Benzema n-are nicio treabă cu Henderson. Hagi încearcă aici să trimită mai departe. Una frumos. Denis Alibek primește aici balonul. Denis! Pe lângă poartă și ce-a făcut acolo Courtois. Mamă, dar mingea a fost deviată. Hai, Luke. Hai, încă una, tată. Încă un jucător accidentat. Încearcă să faci ceva. Primește Luke Shaw mingea. Îmi place, băieți. Deci se pare că cineva, nu dau nume, United-ul reușește aici o superbă performanță. Bă, dar ce gol a reușit cu Gheorghe Hagi. Incredibil, bă, băiatule. Lingard, pe acolo paranteză scrie foarte, foarte micuț, Inio. Lingardinho, aici se ia în brații cu Varan, cu toată lumea. Un capitan adevărat al lui United va ridica și trofeul. Am dat din greșeală skip, dar oricum știți care este situația. Vreau să revăd totuși acest gol superb. Bă, ce fază, bă, băiatule. Mi-a plăcut și sper că v-a plăcut și vouă, băieți, acest superb episod. Nu uitați, sper că putem strânge la acest videoclip 2000 de like-uri pentru acest videoclip special, pentru că am făcut 10.000 de abonați. Am luat și Premier League-ul, am luat și Liga Campionilor, bine, n-am luat cupa, dar asta este cui pas. Avem o echipă superbă și chiar a fost un match și o carieră pe cinste, chiar mi-a plăcut foarte, foarte tare. Dacă stăm și verificăm acum, mamă, îl vedem pe Gheorghe, pe Lingard, pe Hagi, pe Sancho acolo, ce frumos sunt aceștia prezentați și vreau neapărat să le mulțumesc
foarte, foarte mult, lui Tudor Buțan, lui Quick, lui Gianni, lui Sinner, lui Andu, lui Xbreaker, lui Dancus, lui Cristi YouTube, lui Nemții TV. Aveți linkurile în descriere și mi-ar plăcea foarte, foarte mult dacă v-ați abonat la canalele acestora, în cazul în care încă nu sunteți abonați, fac și eu treabă foarte, foarte mișto. Înainte să încheiem, ne uităm și la statistici foarte rapide. Hei a jucat toate meciurile, Târnăvanu nici măcar un meci. Păcat, păcat, păcat. Ne uităm și foarte rapid, Henderson a jucat 16 partide, Yanis Agi a jucat, bă băiatule, 57 de partide cu 29 de goluri marcate și 15 asisturi. Olaru are și el 4 apariții, foarte mișto, una în Carabao, una în Premier League, una în Champions League, una în Emirates FA Cup. 4 competiții, omul are câte o apariție în fiecare, foarte tare. Carlos se pare că are 30 de apariții cu 2 goluri, 2 asisturi. Gheorghe are 50 de apariții cu 9 goluri și bă, ce golaț. Lingard, Dinio, 30 de goluri marcate în 52 de partide. Extraordinar. Dinio Salibe are cel 15 apariții cu un singur gol. De Jong, 3 goluri, bă, arată echipa și se comportă echipa incredibil. 30 de goluri marcate, Lingard, Dinio, 29, Yanis, 9, Gheorghe. A reușit și pe aici un 17 Rashford, iar la asisturi tot Yanis, tot Bruno, tot Hagi. Avem o echipă extraordinară, băi, și sper că v-a plăcut. Din nou vă zic, sper că v-a plăcut acest videoclip, sper că apăsați pe butonul de like și neapărat și pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare de fiecare dată, băieți, când voi posta clipurile mele cu FIFA. O să mai facem clipuri de genul special și la 20.000 și la 30.000, cine știe. Băi, băieți, numele meu este Diez. Eu te salut, cu deosebit respect. Pa, pa.